Hotel Minerva. Mulțumim domnului Drăgănuță pentru invitație. Domnule Drăgănuță, la început de an deja aveți un eveniment sportiv. Aș vrea să ne spuneți și să spuneți tuturor celor care ne privesc despre ce este vorba. Bună ziua, vă mulțumim că ați venit la unitatea hotelieră Minerva. Pe parcursul a 3 zile, în perioada 4-7 ianuarie, la unitatea noastră hotelieră se desfășoară un turneu de șah. Inițial am zis că este un turneu doar național, dar a devenit internațional pentru că sunt jucători din 3 țări, România, Ucraina și Moldova. Turneul are o valoare ridicată, deoarece participă jucători, maestrii internaționali sunt 2 și aici aș enumera pe domnul Boris Ictis din Republica Moldova și pe Ardeleanu Alin din Timișoara. De asemenea, sunt și alți jucători candidați de maestri, foști campioni naționali, sunt copii, băieți și fete, veniți din mai multe orașe ale României, așa cum am spus, și de Republica Moldova, de la Chișinău, începând de la vârsta de 7 ani până la 80 de ani avem participanți. Au revenit jucătorii care au fost, da, care au fost și anul trecut? Da, avem cel mai mare număr de jucători din toate edițiile pe care le-am făcut până acum. Ne aflăm la ediția 6-a, cu toate că și clubul este tânăr, are mai puțin de un an de când funcționează. Cei mai mulți au revenit, dar avem jucători noi, nou veniți. Îmbucurător pe acest aspect, pentru că în urma peste aproximativ o lună de zile, în perioada 8-11 februarie, clubul nostru, CESBEC, primul club de șah din istoria orașului Târgu Ocna, organizează un nou turneu, așa cum am spus, 8-11 februarie. Premiile vor fi undeva la vreo 20.000 de lei atunci, iar acum pot ajunge la 17.500 de lei, deoarece sunt 16.500 de lei în premii, iar 10.000, iar 1.000 de lei vor fi atribuiți celui care realizează 7 victorii din 7 posibile. În acest moment, pentru acest bonus de 1.000 de lei, sunt în cursă 3 jucători. Boris din Republica Moldova, care este și maestru internațional, mai este de asemenea în cursă candidatul de maestru Ursan Sebastian din Timișoara și mai era un jucător în cursă, este de asemenea jucătorul legitim al acest bec, domnul Petrișor Gavrilă, de la care a jucat la un club în Ploiești și s-a transferat la noi. De asemenea, pot să vă spun că este o dorința jucătorilor de a se legitima, de a se transfera la clubul nostru CESBEC din Târgu Ocna. Și este îmbucurător pentru noi. Am achiziționat garnituri pentru șah, piese, tăblițe pentru 60 de jucători și am avut surpriza plăcută să avem 62 de jucători și a fost foarte, foarte bine pentru noi. Avem un concurs implică și cheltuiele. Aveți sponsori? Deocamdată doar societatea pe care o administrez susține competiția, dar sunt convins că pe parcurs din se vor alătura sponsori, pentru că prinde contur șahul aici la Târgu Ocna. Sunt undeva la 8 jucători care sunt din Târgu Ocna. De data aceasta, 2 nu au putut veni că sunt plecați în străinătate, dar avem 6 jucători din Târgu Ocna care sunt la această competiție. Dar, cum vă spuneam, sperăm că peste o lună, două, de fapt peste o lună organizăm tot prin autofinanțare, pentru că sunt și înscriere ale jucătorilor. Jucătorii se înscriu cu 150 de lei în concurs. Cei care sunt membri ai clubului nostru au o reducere, plătesc doar câte 100 de lei, pentru că scopul e de a-i stimula, pentru că ei participă cel mai des și asigură participarea competiției, desfășurarea. Dar ca să avem 62 de jucători într-un oraș mic, dar frumos și voios, este o reușită pentru turneul nostru. De aceea invităm pe această cale pe toți iubitorii de șah să ni se alăture, copiii din Târgu Ocna să vină la aceste activități, pentru că ei sunt izvorul șahului, iar șahul îi ajută în toate domeniile. De aceea, încă o dată, și mă repet, îi invit pe copii să ia legătura cu noi. Avem deja 2 antrenori care și-au arătat disponibilitatea de a-i pregăti. Unul dintre aceștia
este maestru, campion național de 3 ori, domnul Ciobanu Aurelian, care este membru al clubului nostru, s-a transferat de curând de la clubul Sergentul din Vaslui la noi și copiii au ce învăța de la maestru Ciobanu și mai sunt și alți antrenori de șah care și-au arătat disponibilitatea, că și antrenorii ăștia pe categorie, așa cum sunt, care le știu pe toate, dar sunt unii specializați în deschidere, în un joc al începătorilor, un joc mai complex și noi vrem să acoperim și pe deci, o masă largă de copii, cei care poate nu au mutat odată o piesă de șah și au ocazia să învețe șahul plecând de la așezarea pieselor, mutarea acestora, până plus că avem, am spus, pe Ciobanu, care poate să-i antreneze și pe cei avansați. Câte zile ține? Competiția a început cu prima rundă în data de 4, joi 4 ianuarie. A continuat cu data de 5 ianuarie, 2 runde, pentru că o partidă poate dura 4-5 ore la concursul clasic, concursul de șah clasic, asta este regina competiției, turneul de șah clasic. În a treia zi, alte 2 runde și în ultima zi, 1 rundă. Total 7 runde pe parcursul la, am spus, da, de 4, 5, 6, 7, pe parcursul la 4 zile. Între aceste runde, noi am introdus și un concurs de blitz, la care au venit, în afară de cei de la turneul de clasic, încă 6 jucători, care au jucat doar la blitz. Deci, undeva, avem la această competiție participați aproximativ 70 de jucători. 62 au jucat la concursul clasic de șah, unde o partidă a putut dura chiar și 4-5 ore, pentru că sunt jucători de valoare ridicată. Și așa cum v-am spus, eu v-am spus și cu alte ocazii, iubesc șahul și vreau să-i întorc ceva șahului. Am practicat acest joc de la vârstă fragedă și tocmai acum, mai spre maturitate sau spre bătrânețe, încerc să dau șahului, pentru că șahul m-a ajutat. Unde sunt acum și avem această locație frumoasă la Minerva. Am achiziționat o nouă locație pentru că am văzut că este o creștere a numărului de jucători și nu numai pentru asta. Îmi place turismul și vreau să aduc cât mai mulți turiști, pentru că prin acest turneu de șah părinții copiilor, chiar și jucătorii se duc, vizitează Mina Salina, care este un obiectiv important, turistic și nu numai. Voiam să vă felicit, da. Faceți, uh-huh. Pentru că în afară de această competiție vin turiștii la Târgu, da. Și Târgu Ocna devine cunoscută chiar și prin această competiție de șah, în afară de turism. Tocmai, cum am spus, la acest eveniment au fost aproximativ 70 de jucători și alături de ei au venit părinți, au venit soții și am avut care au întrebat și unde este o frizerie, care au apelat și la servicii de taxi, care s-au dus și au vizitat mina. Cumva este un plus pentru localitatea noastră din punct de vedere turistic.
Bună ziua, îmi pare bine să vă revăd și să revăd toți șahmatiștii care ne-au devenit prieteni. Noi aici am venit pentru a treia oară, anul trecut pentru prima dată am venit în luna aprilie și după care am venit în luna iunie și am jucat aici la aceste două turnee și atât la început de ianuarie anul acesta am decis să revenim iarăși acest frumos turneu, deoarece venind aici și văzând frumusețea naturii, în primul rând, frumusețea oamenilor care sunt atât de primitori și care au o atitudine deosebită față de noi cei din Moldova, noi am decis împreună cu fiica că pe măsura posibilităților ne vom strădui să revenim de mai multe ori, pentru că mai ales proprietarii sunt niște oameni foarte deosebiți, anturajul este foarte specific, plăcut și, desigur, prietenii noștri care ne-am făcut aici, șahmatiștii, care ne întâmpină cu foarte mare drag și ne așteaptă cu mare plăcere să revenim din nou și din nou. Asta înseamnă că v-a plăcut tot ce s-a întâmplat aici la Târgu Ocna, în mod special la Motel Minerva. Da, că veți aduce și dumneavoastră prieteni cu dumneavoastră data viitoare sau le veți spune despre stațiunea Târgu Ocna? Noi am spus prietenilor noștri și suntem veniți cu chiar prieteni din Chișinău, prietenii noștri comuni, care toți sunt șahmatiști și în continuare sper că o să mai găsim și alți prieteni care o să vrea să vină, pur și simplu acum în legătură cu sărbătorile de iarnă nu au putut veni, dar au promis că pe parcurs vor veni încoace, deoarece anume faptul că oamenii sunt foarte primitori și atmosfera este foarte plăcută, organizarea este foarte bună și desigur și premiile pe măsură o să-i atragă pe acei jucători care o să vină aici. Noi ne bucurăm și vă dorim mult succes! Vă mulțumim mult! Bine ați revenit la Motel Minerva. Bine am găsit. Cu ce gânduri ați venit la această competiție cu fiul dumneavoastră? Da, noi am venit pentru a doua oară aici. Sperăm că mai venim. Gazdele sunt foarte primitoare, niște persoane deosebite. Fiul dumneavoastră ce a spus despre jocul în sine, despre competitor, despre competiție, în mod general. Are adversar de unde are de învățat, cu experiență mai mare decât el. Și dacă avem rezultate aici, bine, dacă nu, nu, avem o experiență de aici, pentru și experiență. Experiența după ani va duce la rezultate. Rezultate, da, foarte mult. Noi vă mulțumim și vă dorim mult succes. Mulțumesc și eu. Mă bucur să ne revedem pentru a treia oară la această frumoasă competiție la Motel Minerva. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Aici am întâlnit întotdeauna gazde ospitaliere și oameni cu dragoste de șah. Sunt concurenți foarte buni, de la care băiețelul nostru are de învățat și pleacă întotdeauna cu experiențe îmbogățite. De unde veniți? Venim din Ploiești și este, așa cum ați spus, a treia oară când venim aici și revenim cu drag și el revine cu drag pentru că mereu a fost bine primit și e prieten și cu cățelul gazdelor. Da. Câți ani are el? Are 8 ani. 8 ani. Mulțumim. Deci de acum are tot timpul să se perfecționeze. Sigur, sigur. Și aici este un mediu propice. Exact, da. Sigur, exact. Sigur că da. Îl susțineți, da, după cum se da, vede. Sigur că da. Și nu ne dăm înapoi, de, chiar dacă drumul e lung, de fiecare dată venim aici cu plăcere, pentru că este și organizarea foarte bună, dar și concurența acerbă și are ce învăța de la fiecare jucător. Sunt jucători foarte buni, sunt mulți care și antrenează și care dezbat la final cu el anumite mutări și parte din partidă și de la care are ce învăța. Noi sperăm să vă revedem de fiecare dată când domnul Drăgănuță va organiza competiții, mai ales în acest an. Sper să reveniți. Cu mare drag, în limita posibilităților, sigur. Vă mulțumim și dorim mult succes. Mulțumim și noi, mulțumesc mult. Sunt bucuros pentru că a răspuns invitației mele candidatul de maestru, Sebastian Ursan, de la Timișoara. De asemenea, Sebi, cum îi zicem noi, și prietenul lui, și noi suntem prietenul lui,
A făcut parte din echipa CESBEC la turneul de calificări în divizia A la Sebeș în perioada 25-27 noiembrie. Sebi a jucat pentru echipa noastră, a avut un rezultat extraordinar și l-am invitat, am insistat să vină la acest turneu. După 3 runde, conduce, are numai victorii și cred că până la capăt va avea numai victorii. Încă o dată, bine ai venit și îți doresc succes. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte, cum te simți aici, ce jucători ai întâlnit? Da, pot zice că sunt mulțumit de turneu, de competiție, de condițiile care sunt aici. Momentan am început destul de bine, am un parcurs perfect până acum și sper să o țin tot așa. Vor urma de acum încolo meciurile mai grele, să zicem că acum a fost încălzirea și sperăm să termin cu bine. Dar te-ai pregătit, după cum se vede, așa? Emoțiile, da. Ești pregătit. Hotărât să câștige, da. Și eu da, cred că va câștiga. Obiectivul. Îi doresc succes. Mulțumesc. Mulțumim și mult succes. Mulțumesc. Mulțumim. Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Competiția anul trecut a început prin cu foarte mulți jucători de top. În acest an, acești jucători de top au crescut. Am adus deja jucători de nivel înalt, maestri internaționali. Competiția, locația și unde se joacă turneul este, cum să spun, excelentă pentru șah. Organizatorul, adică familia Drăgănuță, ne-a pus la dispoziție toate materialele, inclusiv sala, tot ce ne trebuie pentru a desfășura un turneu la nivel înalt. Jucătorii au dat dovadă de fair play, sunt foarte disciplinați, bineînțeles, în general, jucătorii de șah sunt decenți, sunt de obicei se spune că jucătorii de șah sunt inteligenți. De asta și nu ne facem probleme la turneile de șah. Nivelul turneului față de anul trecut a crescut foarte mult datorită faptului că organizatorii, prin fondul de premiere, au reușit să aducă jucători de top pentru a crește valoarea acestui turneu. În continuare, va avea loc în februarie ediția 7-a, care, bineînțeles, și fondul de premiere a crescut, care sperăm noi să crească la un nivel mult mai înalt. Noi vă mulțumim și vă dorim mult succes și să reveniți de fiecare dată cu aceeași plăcere. Vă mulțumesc mult și multă sănătate dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine ai revenit la Motel Minerva. Spune pentru cei care ne privesc cum te numești și a câta oară ești la Minerva. Mă numesc Ponta Făclezen Andrei și este a doua oară la Minerva. Anul trecut ai participat? Da. Da, din iulie. Cum a fost? Bine, fain. Ce jucători ai întâlnit? Cum? Cum ți s-au părut? Buni, foarte buni. Foarte buni, da? Da. Și anul acesta am înțeles că sunt mai mulți jucători decât anul trecut. Da. Da? Și de câte ori ai jucat în aceste două zile? De multe ori. De multe ori, da? Și care au fost rezultatele până acum? Pentru tine. La clasic am 2 puncte și la blitz am încheiat cu 5 puncte. Ce mai urmează? M-am 3 partii de la clasic. Te-ai pregătit așa bine, da? Da. Cum se vede? Ai și susținător? Cine te susține? Mama. Mama e întotdeauna cu tine, da? Da. Bine, noi îți dorim mult succes. Mulțumesc. Te așteptăm de fiecare dată la Târgu Ocna. Mulțumesc. Flora Aurelian mă numesc, sunt un jucător din Târgu Ocna, chiar de aici, din cartier. Și vreau să spun că apreciez faptul că există un turneu în orașul nostru care dă posibilitatea și jucătorilor
de parc, cum se numește, cum se numesc în breasla noastră, de a juca cu jucători de calitate superioară. De asemenea, premiile pe multe categorii de ELO ne dau ocazia să luptăm cu îndârjire pentru fiecare obstacol care ne vine în cale. Ce să zic? Am înțeles că anul ăsta au venit și mai mulți jucători. Da, prezența este foarte, foarte mare, pentru că, cum spuneam mai devreme, primile sunt generoase și sunt generoase în special, adică sunt generoase atât pentru jucătorii de mare performanță, cât și pentru jucătorii care joacă, să zicem, ocazional acest joc. Ce v-ați dori în continuare de la această competiție? Păi, în primul rând, să continue, pentru că organizarea este impecabilă, aș zice, și de aici încolo, nu știu, poate să crească din și nivelul un pic, dar nu știu, este foarte greu să criticăm și numărul de jucători, dar și valoarea. Am observat că urmează un turneu în luna februarie, turneu în care apar premii mai bune și pentru jucători mai bine cotați, iar acest lucru ne ambiționează și pe noi cei mai slăbuți, să zicem așa, ca să jucăm, să vedem performanțele și stilul de joc a unor jucători mai puternici. O să vă zic, nu știu dacă e relevant, eu am și scris programe pe calculator, scriu pentru de șah și apreciez că am și ocazia să joc și să-mi dezvolt propriul potențial mental pentru a juca acest joc foarte frumos, care îmi ajută și acest hobby de a scrie programe pe calculator. Vă dorim succes în continuare și să ne vedem la fiecare competiție. Da, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult. Mă numesc Descălescu Petru, de profesie pensionar, și vin prima oară la turneu de la Târgu Ocna și plec cu o impresie foarte bună. Eu fiind pensionar, fost inginer, particip la zeci de turnee, de 5 ani fac sport de performanță, ca să zic așa, și am spus și organizatorului că îl felicit din toată inima pentru ce frumos a organizat și este singurul turneu la care am observat că a mărit premiile când numărul de jucători a crescut. Și pentru asta solicit tuturor colegilor să revină în 8 februarie când va avea loc un turneu asemănător și le doresc tuturor participanților succes din toată inima mea. Să le spuneți celor care ne privesc de unde veniți. Eu sunt din Războienii Neamțului, de la Ștefan cel Mare, și ca să fac o mică anecdotă, la Grand Prix-ul României de la Brașov de astă vară, am bătut un turc. Și așa de fericit am fost, am pus pe grupul nostru de WhatsApp, am împlinit 50 de ani de la terminarea liceului și le-am spus la colegi că vin din Războieni, înțelegeți de ce mă bucur că am bătut un turc. Dar turcul era numai de 16 ani și era așa de simpatic și cu părul creț și ne-am împrietenit și cred că prietenii noi să rămânem dacă ne mai vedem vreodată. Succes tuturor participanților și mulțumim încă o dată, o organizare excelentă. Jos pălăria! Noi vă mulțumim și vă mai cu multă plăcere! De la Buzău, da, este adevărat. Particip pentru a patra oară la această Cupă Minerva organizată la Târgu Ocna. Prin această a șasea ediție, domnul Drăgănuță a reușit să așeze Târgu Ocna pe harta șahului din România. Trebuie să încep prin a mă prezenta. Mă numesc George Bratu, sunt component al Lotului Național al Nevăzătorilor, cu care acum 2 ani am reușit o performanță foarte frumoasă, aceea
de a ne clasa la Olimpiada din Rodos, desfășurată în insula Rodos, pe locul 4-5 la acea ediție. Oamenii cu toate că mă cunosc foarte bine, că eu vin, merg la multe concursuri în țară, mă privesc încă cu curiozitate, cum pot să joc șah, nevăzând. Dar, sigur, prin muncă și perseverență se poate. Sunt anumite dificultăți pe care le poți depăși cu tenacitate. Pasiunea este mai mare decât efortul, da, pe care îl faceți. Da. Cum vi s-a părut anul acesta? Anul acesta, organizatorul s-a întrecut pe el însuși și a oferit premii foarte mari, ceea ce a atras o prezență foarte numeroasă. Și aceasta nu poate decât să ne bucure, și în special pe cei din localitate și pe cei din județ. Când apare ceva reprezentativ la tine în localitate sau în județ, nu poate fi decât un motiv de mândrie. Revenit la Târgu Ocna, la Mătălinier, la acest campionat și vă așteptăm de fiecare dată. Vă mulțumesc! Săruna! Doamne ajută! Salut toată mișcarea șahistă din România! Vă spun sincer că transmitem din Târgu Ocna, care, de-a lungul acelor 7 ediții, au Open de Șac Minerva, a devenit punctul forte, number one, dacă aș vrea să spun, să vorbesc în limba lui Shakespeare, din Moldova. Avem 7 ediții, pe parcursul a doar 10 luni de zile, orașul Târgu Ocna a devenit polul de atracție șahistă a Moldovei. Concurăm, dacă ar face să îmi permit o comparație, cu Iașul, care organizează, de fapt, așa, un număr de 5 turnee anual. Târgu Ocna, în 10 luni de zile, insist pentru acest ăsta, fapt, așa, 7 ediții în 10 luni. Aproape avem o cadență de un turneu, un open de șah recunoscut oficial, omologat, Minerva, așa, la o lună. La cea de-a 7-a ediție aveam de face cu un număr de jucători valoroși impresionant. Până acum n-am avut. Așa. Turneul Open de șah Minerva a devenit internațional. Avem 3 naționalități înscrise în concurs: Ucraina, Republica Moldova și România. Dacă până acum ceilalți antevorbitori au vorbit foarte frumos, să spunem, deci la nivel laudativ, despre Târgu Ocna, despre Open-ul de șah Minerva, despre condițiile de concurs, despre ospitalitatea noastră a orașului Bacău, în definitiv, e vorba din Târgu Ocna. Eu am să spun o singură chestie. Dacă domnul Drăguță Neculae nu ar fi existat, așa, aceste ediții ale Open-ului de șac Minerva, așa, la rândul n-ar fi existat. Nu văd nimeni implicat la nivel de județ, orașul Bacău mă refer, așa, decât acest om din Târgu Ocna. Omul îi spun, să știți, pentru că este o personalitate. Eu recunosc că am niște virtuți ale prieteniei și a carmediriei pe care m-am însoțit că îmi place ca om, asta e. Și vă spun asta în calitate de multiplu campion național României de veterani. Un jucător care am jucat în străinătate, am reprezentat societăți și cluburi străine în Italia, în Ungaria. Aș vrea acum, dacă toată lumea cred că a vorbit laudativ despre acest lucru, aș vrea să spun, să fiu critic.
Și de ce spun chestia asta? Pentru că am auzit până acum, toată lumea a vorbit, sunt foarte impresionați, sunt și la nivelul așteptărilor de nivelul de premii, nivelul de organizare, masă, cazare, am înțeles. Și acum am să vorbesc critic. Știți ce trebuie să vorbesc? Critică? Critic faptul că pensiunea Minerva nu dispune de unul mai mare de cazare de o sală la nivelul așteptărilor, pentru că acest Open Minerva, ajuns la ediția 7-a, ar merita să ajungă la nivelul unui Grand Prix din România, vorbesc de Grand Prix Chess, deci în șah, de minim 150 de jucători. Pentru că domnul Drăgănuță nu face turneile pentru a câștiga în sensul a priori. Deci să știți că pe regimul turneilor de șah România sunt foarte multe turnee la care am și participat, recunosc, așa, în care organizatorul așa, își împune o rată a profitului. Deci câștigă bani de pe urma organizării turneului de șah. Dânsul este unul care nu câștigă bani. Și asta împotriva gurilor rele care spune că face cu un anumit de interes, deci la dânsul, eu mărturisesc, da? Că n-am observat această plecare. Este o plecare, e o cutumă a organizării turneului de șah în România. Așa. E pasiune și respect. E și respect pentru jocul de șah, să știți. Așa? Și își dorește, este omul comunității, face parte de comunitate. Așa? Este și o persoană publică. Așa? Se lasă expus de multe ori datorită turneului ăsta de șah, să zici că nu este ușor. Așa? Toată lumea, el poate fi interpretat în foarte veche. Un organizator nu poate să fie mulțumească 100% pe toți cei care sunt în concurs, vă spun ce este. Asta este așa. Dar și-a asumat riscurile, așa, și le asumă în continuare, continuă, deja s-a anunțat ediția 8-a în februarie, așa, la care dați voie să fac aplaudaciu pentru ediția 8-a, așa. Deja a anunțat-o, deja are jucători care s-au zis, a ajuns ca Târgu Ocna, într-adevăr, să ajungă un pol șahist de atracție, de mare interes pentru toată Moldova. Că dacă ne uităm acum la turneul, la coloristica, așa, majoritatea sunt moldoveni, avem niște invitați deosebiți, așa, un tânăr junior, vorbesc de Ponta Zeno Andrei, așa, și de un, nu la fel de tânăr, dar tânăr, dar numai 24 ani, vorbesc despre cel care acum este și lider în alături de încă doi competitori, de Ursan Petru Sebastian, așa? Care provin practic din sardeleni, ca să spun cinstiți. Așa? Acum vă mărturisesc că, sincer, dintr-un număr de, dacă aș face comparație cu turneile Open, marile turnee Open de la Iași, din 150 jucători, la Iași n-am văzut un singur ardelean, incredibil. Capitala Moldovei, așa, dincolo de asta, n-am văzut jucători, 150 jucători înscriși la un Open Grand Prix la Iași, așa, n-am văzut un singur ardelean. Toți jucătorii sunt din regat, din țara românească, București, din afară, așa, Iașu foarte mulți, care are foarte mulți estimați, așa. S-ar părea că domnul Drăgănuță a găsit rețeta să unească tot. Și moldovenii care au venit, un grup destul de numeroas, un număr de 11, din Republica Moldova, așa, și orașele, capitala recență, județ Bacău, care are mulți reprezentanți, asta e, suntem vecini apropiați de Târgu Ocna și jucăm aici, așa, a adus Ardealul aici, Aradu, Timișoara, așa. Felicit și prezența maestrului internațional Alin Ardelean. Am vorbit despre critică, dar am criticat, asta e critica mea. Îmi pare rău că pensiunea Minerva nu are capacitatea de cazare să ajungă la nivel de 150 jucători, că așa ar trebui să ajungă, așa e corect să fie și merită președintele clubului CSBEC și organizatorul acestor 7 ediții, ajuns la 7 ediții, la obiect, să avem mai mulți așa. Că nu putem să-i, momentan, să-i găzduim. Dar
Asta e critica. Așa. În rest, cred că am vorbit... În rest, toate sunt bune. Nu cred că domnul Drăgănuță, eu uman vorbind, da, nu sunt robot, aș putea să-i reproșez, așa, nu spun că e perfect, așa, aș putea să-i mai mult, că este foarte greu să știți jocul, deși este un joc... Odată ce ți-a intrat în sânge și asta, e foarte greu să scăp de el. Deci, indiferent, dacă chiar dacă faci pauză, șani, șase, șapte, ai niște obiective în viață și îi dăruiești timpul și asta și lășacul, după șapte, opt, zece ani, să știi că te întoarce înapoi. Este un microb, așa putea spune, ca la fotbal, microbul, așa, ți-a intrat în sânge, nu poate fi... Deci nu poți să scăp de el. Așteptăm să ne revedem și în februarie. În februarie vă mărturisesc că aștept o prezență la minim 80 de jucători. Așa? Și dacă ar fi ca și critică, încă o dată. Deci nu vreau să vorbesc despre bine, că toți e posibil să vorbesc numai despre bine. Așa. Elementul feminin în jocul de șah este foarte important. Ne lipsesc mai multe prezențe feminine, jucătoare, așa, la Open-ul Minerva. Deci, dacă ar fi data să... Data viitoare, poate în februarie... Data viitoare, pentru asta va trebui să pledez către președintele Lucez Bec să facă un premiu sau două premii speciale pentru, că așa e normal să fie, pentru a atrage și prezența feminină, că și fetele, nu contează, la nivel de junioare, am avut parte de campioana europeană la 10 ani, da? În ediția 6-a ne-am bucurat și ne-am onorat prezența campioanei europene la 10 ani, domnișoara... Din Iași, da, așa. O jucătoare foarte, așa, o fetiță extraordinară, cu inteligență rară, așa, depășește medalii de inteligență, așa. Și cam asta ar fi de critică. Ne-am dorit, eu personal, nu știu dacă și domnul președinte, dar de aia v-am spus că pledez, am zis așa, să atragem și mai multe prezențe feminine, așa, în șahul, în primul rând, Târgu Ocean, dacă a venit polul, un pol, este un pol. Deci dacă aș spune că polul nord este la Iași, care face 5-6 turnee de Grand Prix la nivel așteptărilor așa, foarte mari, Târgu Ocean a depășit asta, granițele Bacăului, a județului, și dacă a făcut treaba asta, vă spun cinstit că eu personal n-am niciun motiv să văd asta, se datorează lui domnul Drăgănuț Neculai, președinte CESBEC, pentru că are toată cultura și organizatorică și informațională care să aducă într-adevăr un oraș, v-am mai spus și eu repet, un oraș care e renumit în România, să știți, dacă ne uităm pe Guinness, așa, este orașul din România cu cel mai mare număr de biserici pe cap de locuitor. Este o frumusețe. Dincolo de punctele atracției care e Salina, da, ca să știți. Eu personal vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat posibilitatea dumneavoastră și televiziunea dumneavoastră care o reprezentați, așa, să vorbesc în mod deschis și clar și să fiu și critic. Dar... Vă rog să vă prezentați pentru cei care... Mă numesc Ciobana Aurelian, sunt multiplu campion național României de veteran la șah rapid, clasic și blitz. Așa, de 3 ani de zile îmi duc această cruce, sunt reprezentantul României la cel mai înalt nivel, pe locul întâi, la cele 3 forme, să știți, că jocul de șah este și spectacol, este și tăcere. Jocul de clasic e tăcere, jocul de rapid și de blitz este spectacol. Dacă ați luat câteva instantanee în timpul turneului rundelor de blitz, ați văzut viteza, așa, și concentrația fiecare jucător care, așa, la turneul de blitz. La blitz este spectacol. Deci dacă vrei, într-adevăr, valorile nu mai sunt. Deci un jucător care este considerat că este favorit, poate să piardă la blitz, așa, în fața unui jucător care e considerat cu șansa a doua sau a treia, așa. Pentru că spectacolul la timp foarte scurt se poate întâmpla foarte mult în jocul de șah. Dar, în general, jocul de șah este meditație, control și tăcere. Dacă ați dat o partidă clasică, înseamnă că 2 jucători stau în față, timp de 3-4 ore, într-o tăcere, se respectă,
își conturează planul de joc și la sfârșit, la fel în tăcere și cu gentleman, se strânge mâna și cine câștigă, câștigă partida e onorat să primește, da, fericită de rigoare. Plusul, într-adevăr, mărturisesc că mai are un plus turneul de șah opunerea. Acum a fost și turneul de blitz. Este foarte, foarte greu să joci și partide de clasic în aceea zi în care joci turneul de, ăsta, partide de blitz. Dar este un plus pe care noi până acum la Minerva nu l-am avut. Un turneu de blitz și un turneu de clasic. Chiar am mulțumit, cred că și o parte din cei mai mulți jucători, am mulțumit și partea jucătorilor rapizi, cei care au decizii foarte rapide în joc, așa, care preferă să, să joace blitz. Încă o dată vă mulțumesc frumos, mi-ați dat posibilitatea, n-am vrut să vorbesc neapărat laudativ, că ceilalți au, cred că au făcut-o suficient, așa? Iar critica este că domnul Grănță nu poate să nu putem oferi condiții pentru 150 jucători în Târgu Ona. Că în momentul când am ajuns la 150 jucători și facem Open Minerva ediția, cât o fi, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, am putea să rivalizăm cu celebru capitala Moldovei, Iașiu, care face turnee la 150 jucători din cele 5. Dar avem un plus în fața lor. Facem turnee, ritual vorbind, în fiecare lună. Cel puțin asta este la ce posibilități și la ce domnul președinte ne-a mărturisit, că dacă lucrurile sunt și Dumnezeu va da sănătate și așa, va face un turneu Open Minerva în fiecare lună, ceea ce înseamnă că vom, deviza federației, vom trăi și vom fi liberi, vom respira șah la Târgu Ogna în fiecare lună. Nu pot să mai fac decât să fac de 3 ori aplaudacio, azi e și sărbătoare de Sfântul ăsta Bobotează, pentru ceea ce a reușit domnul Drăgănuță Neculai, președintele clubului Cesbec, a adus șahul odată cu Cesbec în Târgu Ogna. Din Târgu Ogna, Bacău, din Bacău, oaspeții noștri care au venit din recente județe, așa, ne vor face reclamă după cum vor fi aduce aia acasă. Dom'le, am fost la Târgu Ogna, am jucat la Open Minerva, mi-a plăcut, așa, a fost un joc disputat. De multe ori, nu toată lumea vă dați seama că și nivelul de premiere, nu toată lumea trebuie să fie partenerul, cineva trebuie să nu poată să ia toată lumea premii. Așa? Dar chiar și cei care nu iau premii ar trebui să ne facă pur și simplu să o aloc unde să ducă, cât în Arad, în Timișoara, în Moldova, în Chișinău, în... Avem unul din Tiraspol, domnul Tartaciu Chiuri, așa. Ar trebui și dânsul să spună și la Tiraspol, așa, veniți, că dânsul vine de așa și de ce vine, că nu îi place, așa. Înseamnă că simte foarte bine la Târgu Ogna, așa. Și cred că ar trebui și dânsul să vină așa. Deci mi-am dorit să vină din Tiraspol, care e partea noastră a României încă, așa, să vină cu mai mulți jucători. Vă mulțumim. Să rămână, vă mulțumesc frumos.